And today I want to talk about the Great Commission. Astăzi vreau să vorbesc despre Marea Trimitere. And I want to read some verses from Matthew 28. Și va citi câteva versete din Matei, capitolul 28. Matei, capitolul 28, de la 18 la 20. Matei 28. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și el i-a zis, toată puterea i-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, folosindu-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Jesus gave us a commandment. Iisus ne-a dat o poruncă. Și această poruncă este să mergem și să propovăduim Evanghelia. Haleluia. Jesus wants all people to be saved and to believe in Jesus. Iisus dorește ca toți oamenii să fie salvați și să creadă. People become disciples of Jesus. El dorește ca mai mulți oameni să devină ucenici al lui Iisus. In 1 Timothy 2 verse 4. 1 Timotei 2:4 citim. God wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Amin. Paul says in Romans 10 verse 9. Pavel a spus în Romani 10 cu versetul 9. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Amin. This is real faith. Aceasta este credința adevărată. Hallelujah. To believe in Jesus that He is your Lord. Să crezi în Iisus că El este Domnul tău, Dumnezeu tău. And that you know in your heart that Jesus died and was resurrected from the dead. Și să crezi în inima ta că El a murit și a înviat din morți. So in the same way you will be raised from the dead. În același fel și tu vei învia din morți. And to spend eternity with God. Pentru a petrece eternitatea cu Dumnezeu. Paul goes on by explaining his faith of heart. Pavel continuă și explică această credință a inimii. And how all people can be saved if they believe in Jesus. Și anume cum toți oamenii pot să fie mântuiți dacă ei cred în Iisus. And no matter if they are Jews or Greeks. Indiferent dacă sunt evrei sau greci. And there's a way to be saved also for the Roma. El a lăsat aceeași modalitate de salvare pentru toți oamenii, chiar și pentru romi, pentru țigani. Tot aceeași modalitate de salvare este ca pentru And this way is the same way as for all other people and nations. La fel pentru toate națiunile, Dumnezeu salvează oamenii pe toate națiunile. The only way is Jesus. Este singura modalitate prin care Iisus salvează. And let me read what Paul says next. Să vă citesc ce zice Pavel în continuare. I said in Romans 10 verse 10. Roman 10 cu 10. Prin credința din inima capete neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat pe rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între idei, leuși și creci, căci toți au același domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă, fiindcă orice ne va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care și cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi despre el fără propovăduitor și cum vor propovădui dacă nu sunt chemiși. După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea ale celor ce vestesc Evanghelia. How can they believe in Jesus if they have not heard about Him?
Cum pot să creadă oamenii în Iisus dacă n-au auzit despre El? And the Apostle Paul asks this question. Apostolul Pavel face această întrebare. And he knows that God wants all people to be saved. El spune că toți oamenii, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să ajungă să fie mântuiți. But at the same time he knows that they can only be saved if they hear about Jesus. Dar în același timp el este conștient de faptul că ei pot fi salvați numai dacă ei aud despre Iisus și răspund pozitiv. So how can they hear about Jesus if nobody goes and tells them about him? Cum pot să audă despre Isus dacă nimeni nu se duce să le vorbească la oameni despre Isus? There must be people who preach the gospel. Trebuie să fie oameni care să predice Evanghelia. Who goes out to make disciples of Jesus? Cine merge să facă ucenici pentru Domnul Isus Hristos? And this call is for all of us. Această chemare este pentru fiecare dintre noi. We have already believed in Jesus. Care deja am crezut în Iisus. We are called to make disciples. Noi suntem chemați să facem ucenici pentru Domnul Iisus Hristos. And this is why the Apostle Paul became a missionary traveling around Europe. De aceea Apostolul Pavel a devenit misionar și a călătorit în lumea Europei. He preached the gospel of Jesus Christ in many different countries and cities. El a predicat Evanghelia Domnului Iisus în diferite orașe și preached the gospel to the Jews and to the Gentiles. A predicat Evanghelia evreilor, a predicat Evanghelia către neamuri. He baptized people in the name of Jesus. A botezat pe oameni în numele Domnului Iisus. He planted churches. A plantat biserici. And all along the Aegean Sea. De-a lungul întregii mări mediteraneene. And Jesus told his disciples, follow me. A spus ucenicilor săi, urmați-mă. And I will make you fishers of men. Și vă voi face pescari de oameni. It is the heart of Jesus that all men would know him. Aceasta este dorința și inima lui Dumnezeu ca toți oamenii să-L cunoască. It is the heart of Jesus that all people will be saved and become fishers of men. Aceasta este inima Domnului Iisus Hristos, dorința Lui că toți oamenii să fie salvați și să devină pescari de oameni. Amin. We are people who lead other people to Christ. Să fie oameni care să conducă alți oameni către Hristos. And the people are completely lost without Jesus. Oamenii sunt complet pierduți fără de Iisus. Without Jesus, they will be in hell for eternity. Fără Iisus, ei vor fi în iad pentru veșnicie. If they have Jesus, they will have life in abundance. Dar dacă ei au pe Iisus, ei vor avea viață veșnică din abundență. Whoever makes a decision to follow Jesus will be saved. Oricine decide să urmeze pe Iisus va fi mântuit. Whoever does not make a decision for Jesus will be condemned. Dar cine nu se decide pentru Iisus va fi condamnat. The gospel is that there is forgiveness in the blood of Jesus for all who repent and believe. Biblia ne arată că există iertare în sângele Domnului Iisus pentru toți cei care se pocăiesc și se lasă de păcatele lor și adoră Dumnezeu. In Luke 24, verses 45. În Luca 24, to 48, here we can read. It is written what Jesus said to the disciples before he left and went to heaven. Uitați ce a spus Domnul Iisus ucenicilor înainte ca el să se ridice la cer. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să petimiască Hristos și să înțeleagă a treia zi dintre cei morți. Și se propovăduiască tuturor neamurilor din numele Lui, pocăință și iertarea păcatelor. Începând din Ierusalim, voi sunteți mărturii ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi păcăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate când veți fi împăcați cu puterea de sus. Repentance and forgiveness of sin will be preached in the name of Jesus. Pocăința și iertarea păcatelor vor fi predicate în numele Domnului Iisus. Yeah, this is the gospel. Aceasta este Evanghelia. And do you want to preach the gospel of repentance and forgiveness in the name of Jesus? Vrei să predici Evanghelia repentance and forgiveness? Pocăinței și a iertării
în numele Domnului Iisus Hristos. When it's important to understand repentance and forgiveness goes hand in hand. Este important să înțelegem că pocăința și iertarea merg mână în mână. And there's no forgiveness of sins without repentance. Și nu există pocăință de păcat, nu există pocăință de păcate fără iertare. Repentance is making Jesus Lord over your life. Pocăința îl declară, îl face pe Domnul Iisus Hristos să fie Domn, stăpân peste viața ta. It means you die to your old life and start your life for Jesus. Înseamnă că mori pentru viața ta cea veche și începi să trăiești o nouă viață pentru Iisus. There's a difference in believing Jesus as Savior and believing Jesus as Lord. Este o diferență să crezi că Iisus este Salvator și să crezi că Domnul Iisus Hristos este Domn, stăpân. Believing that Jesus is Savior has to do with being washed clean from the sin through the blood of Jesus. A crede că Iisus este Salvator are de-a face cu a fi spălat, a fi iertat prin sângele Domnului Iisus. Believing that Jesus is Lord has to do with following Jesus. Iar a crede că Iisus este Domn are de-a face cu a urma pe Iisus, a face voia lui, a asculta de El. Do you want to follow Jesus? Vrei să-L urmezi pe Iisus? Do you want to be a missionary for Jesus? Vrei să fii un misionar pentru Iisus? Being a missionary has not necessarily to do something with going to another country or training a mission organization. A fi misionar nu are nimic de a face în mod necesar cu a merge în altă țară, să predica Evanghelia sau a te înscrie într-o organizație misionară. Yeah, you could do this because Jesus called us to go in all countries. Poți să faci asta, dar nu este absolut necesar să faci asta. But it can start in your own country, in your own town. A fi misionar începe de la a fi, de la a misiona în propriul tău sat, în propriul tău oraș, în așezarea unde te-a pus Dumnezeu. And this an inner attitude in which to speak about Jesus wherever you go. Asta să fii misionar înseamnă să vorbești despre Iisus tuturor oamenilor în orice loc te afla. And yeah, when I started to become involved in mission. Când am început să mă implic în misiune. Yeah, I went to a conference of a mission organization in Germany. Am mers la o conferință la o organizație de misiune în Germania. And there was a missionary who spoke about what does it mean to be a missionary. Și acolo am întâlnit un misionar care vorbea despre ce înseamnă să fii un misionar. And he told every Christian should be a missionary. Și a spus că orice creștin ar trebui să fie un misionar. Because for him being a missionary is to speak about Jesus. Pentru că pentru el a fi un misionar înseamnă să vorbească despre Iisus. And to share the love of Christ. Și să împărtășească dragostea lui Hristos. Other people would know about Jesus. Pentru că alți oameni să cunoască despre Iisus. Do you want to be a disciple of Jesus? Vrei tu să fii un ucenic al lui Iisus? Jesus says in 10 verse 2. Iisus spune în Luca 10 la versetul 2. Mare este secărășurile, dar puțin sunt lucrătorii. Bogații, dar omul secărășului se scoate lucrător la secărășul său. Yeah, it's about going into the harvest field. Asta înseamnă să mergi pe teren, să mergi unde acolo unde este secerișul. Yeah, the harvest is ready. Recolta, secerișul te așteaptă. There are many people who wait to hear the gospel. Sunt mulți oameni care așteaptă să audă Evanghelia. But we need to go. Dar noi trebuie să mergem. God wants to go with us. Și Dumnezeu vrea să meargă cu noi, să ne însuțească în acest seceriș. And Acts 1:8 you can read. În fapte, faptele apostolului, doar 1:4. Și voi veți primi o putere cum se va pocăi Duhul Sfânt peste voi și veți fi martor în Ierusalim și în toată Galilea, Samaria și marginea Pământului, da? Și, yeah, this is about the Holy Spirit who is with us when we spread the gospel. Acest lucru este despre Duhul Sfânt care este cu noi atunci când împărtășim oamenilor Evanghelia. Yeah, we need to be full of the Holy Spirit to be a disciple of Jesus. Noi trebuie să fim plini de Duhul Sfânt pentru a putea fi ucenici ai lui Iisus. Amin. My heart is full.
to see people who are full of the Holy Spirit and to speak about the gospel. Iar inima mea arde și o văd oameni plini de Duhul Sfânt care vorbesc cu alții despre Hristos, care împărtășesc vestea bună sau puterea Duhului Sfânt. Yeah, and this is our calling. Asta este chemarea noastră. This is what Jesus wanted when he left. Aceasta este dorința pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos înainte de a se înălța la cer. Yeah, he said, go and make disciples. El a spus, duceți-vă și faceți ucenici. Yeah, so, do you want to make disciples? Așa că, ești gata, vrei să faci ucenici? Yeah. Yeah. Yeah, in this way I also want to say thank you for that I could be with you in the church. Pe această cale vreau să vă mulțumesc că am putut să fiu împreună cu voi în biserică. Yeah, I will leave Romania on Friday. Voi pleca vineri din România. Yeah, I will go to Moldova for a month and after this to Germany. Voi merge pentru o lună în Republica Moldova și apoi în Germania. Continue studying. Și apoi va continua studiile. I have one more year to study. Father,